Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nouă ne dorim viață veșnică, închinăm noi Sfintei Învierii Lui celei de-a treia zi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi zidi din nou. Iubiți credincioși, pentru mine astăzi este una dintre cele mai tulburătoare zile în care aflu câte ceva. Da, în fiecare zi aflăm câte ceva. Astăzi când am citit Sfânta Evanghelie pe care Sfinții Părinți au rânduit a se citi în vinerea din Săptămâna Luminată, în vinerea izvorului tămăduirii, imaginați-vă că sunt multe slujbe la care am citit Evanghelia aceasta și mă întreb de multe ori cum se face legătura între un praznic și Evanghelia pe care Sfinții Părinți au rânduit a se citi. Astăzi am fost pur și simplu lovit de un lucru pe care îl simțeam eu de multă vreme că este oarecum în neregulă în mintea mea rezolvat. Și anume, atunci când își epuizaseră cărturării și farisei argumentele pentru care să-l răstignească pe Mântuitorul, au venit, zice, la el doi martori mincinoși, la Ana arhiereul, să spună că acesta, adică vinovatul, împricinatul, a zis că va zidi templul acesta în trei zile, dacă noi îl vom dărâma. Iubiți credincioși, hai să ne oprim puțin asupra unui termen. Martori mincinoși. Dar cum să fie martorii mincinoși? Dacă Mântuitorul chiar spusese lucrul acesta. Pentru că azi aflăm de la Sfântul Ioan Evanghelistul că într-una din zile Mântuitorul a venit în templu și văzând acolo pe schimbătorii de bani, pe cei care aduceau turturele și porumbei, pe cei care aduceau animale, la un loc în templu a pus mâna și a făcut un bici din trestie, i-a biciuit, i-a dat afară, iar schimbătorilor de bani le-a dărâmat mesele. Și atunci au venit la el un grup de inițiativă, se numea odinioară și pe la noi, nu mai știu, în altă epocă se numea un comitet al oamenilor muncii. Adică o făcătură de asta care să strângă cu ușa cumva pe cel care are îndrăzneala de a face altceva, adică să iasă puțin din tipar. Și atunci l-au întrebat zicându-i, cu ce ne dovedești că ai dreptul să faci acestea? Adică, bun, le-ai dat afară pe ăștia, le-ai dărâmat mesele, dar ce drept ai ca să faci acestea? Și Mântuitorul a zis, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi zidi. Mai departe, acest comitet i-a adus la cunoștință că templul acesta pe care îl zice că îl zidește în trei zile a fost zidit în 46 de ani. Și cum poate să egaleze el în trei zile 46 de ani? Și zice Sfântul Ioan Evanghelistul, dar nu despre templul acesta, zicea Hristos, ci despre templul trupului său.
ceea ce s-a și întâmplat să-l învieze în trei zile. Ceea ce s-a și întâmplat că ei l-au dărâmat templul acesta, adică ei l-au omorât. Dar rămâne totuși o problemă. Să zicem așa, dacă tot vorbim în termeni aceștia juridici, să luăm prezumția de nevinovăție. Martorul ce a zis? A zis ce a auzit. Ei, și aici e problema zilei. Ce fel de mărturie dăm când zice în porunca din Decalog, în ultima poruncă, să nu fii mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău? Noi credem că este un lucru așa îndeopște cunoscut, ce este da-da, ce este nu-nu, ce știm noi cu adevărat și este folosit de ceilalți, poate să fie nu-nu-nu. Trebuie să nu fim mărturie mincinoasă, pentru că acești doi tovarăși, că erau împreună, au spus ce au auzit. Numai că, după părerea mea, ei au uitat contextul în care se întâmpla. Adică era adevărat ce văzuseră ei, ce auziseră ei, numai că nu au fost atenți la faptul că erau invitați la instigare. Mărturia lor, despre care toată lumea știa că o pot da, cam cum ar fi să spunem că este la un proces de divorț chemat un martor al părții celeilalte, nu mă așez nicio balanță ca nu cumva să fiu părtinitor. Unul care în anturaj vede pe celălalt că bea, că stă mai mult de vorbă, că una ca alta. Bineînțeles că el vine și dă mărturie pentru ce? Pentru ceea ce a văzut el. Fraților, când ai mărturie și știi că pe românește bași pe cineva la apă, trebuie să te gândești de două, trei ori. Adică nu cumva ceea ce știu eu nu este complet. E posibil să nu fie complet. Uitați că în mărturia celor doi, lucru care era incomplet, mi spune Sfântul Ioan Evanghelistul, Mântuitorul a zis despre trupul său. Atunci nu cumva noi dăm mărturie despre un lucru părelnic? Adică ni se pare nouă că așa s-a întâmplat? Ni se pare nouă că despre asta vorbea? Ni se pare nouă că într-adevăr lucrurile stau așa cum am văzut? Am văzut noi, domnule, că cam bea. Dacă poate partea respectivă, ci da, e adevărat. Sau cineva care cunoaște lucrurile și mai în intimitate spune da, cred că se întâmplă de vreo 3-4 ori pe an chiar să bea mai mult, dar în rest nu. Și atunci ce facem? Intrăm în horă sau nu intrăm în horă? Iubiți credincioși, astăzi este o zi deosebită. Este o zi în care prăznim izvorul tămăduirii. Și atunci hai să facem legătura. Nu cumva devenim izvor de drept sau izvor de a tulbura pe unii sau pe alții? Nu cumva mărturia noastră, dacă nu suntem atenți, dată poate să distrugă pe cineva? Și dacă este așa, nu trebuie să se întâmple cu noi. Mărturia noastră, de exemplu, despre Hristos este aceea că a înviat. Îl mărturisim cu acest salut al nostru, Hristos a înviat și se răspunde adevărat a înviat. Dar dacă ne-ar întreba cineva așa, ne-ar propune, mă, da, nu cumva Hristos ăsta a vindecat sâmbăta, adică făcea treabă sâmbăta, nu cumva a încălcat legea și n-a numărat 1000 de pași și mergea mai mult? Nu cumva atunci când era în holdă le-a zis ucenicilor, luați-mă și mâncați voi niște spice, că nu se bagă de seamă? Ei, dacă noi nu suntem atenți și cădem în această plasă, ce se întâmplă? Dacă noi știm un adevăr, îl știm pentru noi, dar dacă acel adevăr este văzut și de alții că îl știm, poate să fie folosit. A folosi afară din context un anumit adevăr, cu siguranță că poate să distrugă un om. A folosi tendențios o anumită informație pe care cel de la care ai extras-o în public
O spune cu nonșalanță pentru că el așa o știe, dar este luată din respectivul context, cu siguranță că face mai mult rău decât bine. Și atunci sunt de acuzat cei care au primit pe lângă apelativul de martor și pe acela de mincinos. Știți că acum se poartă, te cheamă la proces prima dată ca martor și după aia devii inculpat. Și când devii inculpat, începi să spui și tu despre celălalt și atunci devine că ajuți justiția și devii denunțător și n-are voie nimeni să îți devoaleze această situație. Iubiți credincioși, cu Dumnezeu nu ne jucăm așa. Treaba justiției. Dar haideți să revenim la mărturia noastră. Putem să spunem că mărturia noastră este una adevărată? Da. În măsura în care ne luăm toate argumentele și toate măsurile ca mărturia noastră să ajute pe celălalt, nu să încurce. Pentru că al încurca pe celălalt, probabil că face parte din subiectivismul cu care ne numim martori. Acum, dacă ar fi de exemplu după mine, e cazul să ne dăm la o parte de la această calitate. Dar să știți că nici dreptatea nu se poate instaura dacă nu se dau mărturii de colo sau de colo, pentru că atunci când nu sunt documente foarte exacte și foarte sigure ca să încline balanța către o parte sau către cealaltă, se face așa zisa probă cu martori. Ați auzit de această situație? Deci nu putem să spunem noi așa, în calitate de creștini, nu mă fac martor niciodată. Nu, pentru că sunt situații în care ceea ce știi trebuie să fie folosit în sensul bun al cuvântului, să se instaureze dreptatea. Și atunci ajungem la o problemă foarte spinoasă, și anume, cum facem să fim martorii ai adevărului? Eu mi-aduc aminte de un principiu care seamănă foarte mult cu acesta, principiul părintelui Arsenie, care a tranșat între bârfă și comentariu. Și a spus tatăl, comentariu e comentariu, adică discuți și tu despre ce a discutat cineva. Și care e bârfa? Păi bârfa este comentariul în care pui patima. Cred că așa se întâmplă și cu mărturia. Mărturia este adevărată atunci când nu pui patimă. Ca să vă ajut mai mult, am să vă spun că cei doi care au venit să dea mărturie, sunt sigur că îmi permite Dumnezeu să vă fac o prezentare a lor. Stăteau în mulțime și gândeau și ei odată cu cei care acuzau. Nu gândeau cu mintea judecătorului, ci cu mintea celui care dă cu pietre. Și când au auzit că faptul că zice despre el că este Fiul lui Dumnezeu atrage ceva, când au auzit că una ca alta, dar încă nu i-a dat nimeni lovitura finală, atunci ei s-au strecurat, cred că din jumătatea mulțimii, și au venit în față. Vă spunem noi cine e ăsta! De aici începe patima. Când vrei ca prin adevărul tău, pe care îl știi tu, bucățica aia pe care o știi tu, l-am auzit noi zicând, dărâmați acest templu și în trei zile îl zidesc. Dar nu spuneau mai departe, măcar așa, că e posibil să fi vorbit despre altceva. Dar noi atâta știm că eram și noi în templu și cred că de templu ăla vorbiste, pentru că asta este. În momentul în care te duci tu singur la celălalt sau ești chemat pentru că te foiești prea tare și te vede, dai dovadă că de-abia aștepți să-i dai și tu cu o piatră, asta face diferența între a fi mărturie mincinoasă sau a fi mărturie adevărată. Să știți că a fi mărturie nu este un lucru rău. Nu. Este un lucru bun pentru că de cele mai multe ori un om nu mai poate să fie apărat nici de documente, nici de situații, ci pur și simplu de mărturia ta. Dar să o faci completă și fără să fie cu patimă.
Iubiți credincioși, trebuie să învățăm în ziua de astăzi a izvorului tămăduirii că trebuie să devenim izvor de drept. E, acum o să vi se sune pompos, așa, și profesorii de la facultățile de drept o să spună: bine, părinte, nu te băga în ciorba noastră aici, că noi suntem cu introducerea în drept, cu izvoarele dreptului și mai departe. Nu! Suntem chemați să fim izvoare de drept, izvoare de mărturie adevărată. Pentru că a ne da la o parte, să lăsăm pe celălalt să dea cu pietre și noi știm că altfel stau lucrurile, nu este corect nici în fața noastră, nici în fața celorlalți, nici în fața lui Dumnezeu. Pentru că suntem chemați să dăm mărturie. Nu citiți numai prima propoziție din a 10-a poruncă. Să nu fii mărturie și gata. Nu, să nu fii mărturie mincinoasă. De aceea trebuie să ne asumăm. Este o zi în care trebuie să ne asumăm. Și ca să închei oarecum această pledoarie pentru mărturisire și a fi izvor de drept, vă spun că în această perioadă deosebită am citit ceva foarte interesant despre trei pomi, trei copaci falnici dintr-o pădure. Și și-au dat seama că au ajuns la vârsta la care o să vină cineva să-i taie. Și ei n-au pus accentul pe tăiat ca să se văicărească. Primul a zis: da, vreau să ajung pe mâna unui dulgher adevărat și să facă din mine un cufăr în care să țin cele mai mari comori ale lumii. Al doilea a zis: eu aș vrea ca să ajung pe mâna unuia care face bărci, corăbii și să transport peste oceane împărați și împărătese. Al treilea a spus că el vrea să mai rămână. El ar vrea să nu le fie cu supărare celorlalți doi, dar el ar vrea să rămână ca să-l admire lumea, să se uite lumea la el multă vreme și să nu-l uite niciodată. Bineînțeles că la câteva zile după gândurile lor au venit cei care tăiau. S-au bucurat cei doi că în sfârșit o să ajungă și ei unde trebuie. Al treilea s-a cam neliniștit, au zis că poate trece drujba pe lângă el, n-a trecut. Și cu primul ce s-a ales? A venit un, vai, mama lui zis pe românește, un dulgher a tras de două ori cu fierăstrăul și a făcut o iesle. A aranjat-o acolo într-un grajd. Pentru al doilea a venit un barcagiu care n-a făcut nicio corabie de soi. A făcut și el o barcă pentru pescuit, niște amărâți de pescari. Îl tot băteau la cap: dom'le, când îl găsi eu unul mai falnic, așa un copac, ne faci și nouă o barcă. Și ne-a făcut o barcă așa pentru câțiva oameni care să intre în ea, să pescuiască. E, palțeile ăsta mai fățos, când s-a apropiat drujba de el, a zis: să știi că acum Dumnezeu știe ce vreau eu, ori să rupe lanțul drujbei, ori ceva, nu s-a întâmplat nimic, l-a tăiat și pe el. A zis: e un copac deosebit, dar n-am nevoie de el, că se uită prea multă lumele, l-a tăiat. Și pe ăsta nu l-a făcut altceva decât niște lemne mai lungi și altele mai scurte și le-a uitat într-un hambar. Nu după multă vreme însă a venit un crescător de animale și a luat din grajdul acela uitat de vreme ieslea și a dus-o la el într-o peșteră. Însă acolo avea să nască Maica Domnului pe Hristos, pentru că peștera era în Betleem. Și iată că acel copac și-a adus aminte că asta vroia, să fie un cufăr în care să se aducă toată comoara lumii. Și a avut toată comoara lumii prin Hristos. Al doilea copac a fost scos de la înghesuială vreo 20 de ani mai târziu, când niște pescari au luat și au dus mai departe și au făcut corabie. Și odată când era marea,
agitat rău. Se rugau între ei, pescarii respectivi, să se potolească furtuna și l-au trezit pe cel care dormea, care a potolit furtuna. Era Hristos și iată pe el, copacul acela a transportat, nu pe mările și oceanele lumii, dar l-a transformat pe Marea Tiberiadei, l-a transportat pe Hristos, pe Împăratul Împăraților. Ei, și a mai trecut ceva vreme, iar lemnele acelea uitate într-un hangar au fost scoase la repezeală, încropite în semnul crucii și au luat drumul Golgotei. Acolo Simon de Cirene a cărat crucea până sus și pe ea s-a răsit Hristos. Și toată lumea s-a uitat la lemnul acela, copacul acela. Iată că asta este și viața noastră. Când ne propunem ceva să facem cu destinul nostru, nu trebuie să ne grăbim să aflăm a doua zi dacă într-adevăr așa va fi. Atunci când cineva, din punctul nostru de vedere, ne rade orice posibilitate de a ajunge undeva, cu siguranță că Hristos, dacă avem răbdare, ne va arăta că tot ceea ce am investit noi în destinul nostru este respectat. Acest destin poate să fie o mărturie pe care noi trebuie să o dăm despre Hristos că a înviat. Și atunci vom ști sigur că suntem mărturie adevărată. Dacă începem să intrăm în panică, aoleu, a venit ăsta cu drujba, aoleu, mi-a luat funcția, aoleu, ia uite, să știi că am auzit de unii că vor să ne facă nu știu ce și nu știu ce. În momentele acelea, intratul în panică înseamnă a da mărturie mincinoasă tocmai despre noi înșine. De aceea îl rugăm pe Bunul Dumnezeu astăzi, în această frumoasă zi de izvorul tămăduirii, să nu ne mai uităm în sus să vedem dacă e soare sau nu, ci să simțim frumusețea înăuntru, să simțim că suntem datori a fi mărturie adevărată pentru faptul că nu numai trupul lui Hristos în trei zile a înviat, ci și trupul nostru, așa ne spune învățătura de credință, va învia și vom deveni prin înviere martori ai învierii. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Hristos a înviat! Amen.